Trei cetățeni domiciliați pe raza județului Maramureș sunt cercetați pentru contrabandă în formă agravantă. Aceștia au fost reținuți de polițiști de frontieră pentru că transportau în miez de noapte colete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de aproximativ 18.000 de lei. Astfel, în jurul orei 23.30, polițiștii de frontieră au observat pe un drum forestier, de pe laza localității Repedea, județul Maramureș, un autoturism care se deplasa încet cu farurile stinse. Polițiștii de frontieră au observat că în mașină se aflau două persoane, iar în urma autoturismului se deplasa pe jos un bărbat care transporta în spate colete voluminoase. Imediat, polițiștii de frontieră au declanșat o acțiune specifică și au reținut cele trei persoane care, împreună cu autoturismul și coletele cu țigări, au fost duse la sediul sectorului în vederea continuării cercetărilor. Astfel s-a constatat că cei doi tineri din autoturism, de 18 și 20 de ani, aveau rolul de antemergător pentru un alt cetățean de 27 de ani, care transporta în spate coletele cu țigări, ținând legătura între ei prin două stații de emisie recepție asupra lor. În urma inventarierei coletelor s-a constatat că acestea conțin 2.000 de pachete de țigări în valoare de 18.000 de lei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în forma agravantă și complicitate la contrabandă, iar țigărele au fost ridicate în vederea confiscării.